Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, haideți să ne ridicăm și aș vrea să citim un pasaj din Sfânta Scriptură. Ne uităm în Matei, capitolul 18, de la versetul 10 până la versetul 14. Matei 18, de la versetul 10 la 14. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Ce credeți? Dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea decât pe cele 99 care nu se rătăciseră. Tot așa, nu este voia Tatălui vostru, Celui din ceruri, să piară unul măcar din acești micuți. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile, frați și surori. Înainte să intrăm în pasaj, aș vrea să vă zic că lucrarea cu refugiații continuă. Vă spuneam că sunt 10 refugiați într-un apartament cu 3 camere, unde stau acolo cazați. Între timp au venit soții celor, cele 10 persoane, este tată, mamă, 3 fete plus copiii, 2 fete sunt căsătorite și au câte 3 copii și 5 copii. Între timp au venit și soții lor, adică 2 soți plus un frate de-al lor, din Polonia, din Olanda și locuiesc acolo. Săptămâna trecută au reușit să plece 5 dintre ei în state. 5 au reușit să plece în state, prin Texas. Și urmează să le facă chemare, să vină și ceilalți și așa mai departe. Ce vreau să vă zic este că nevoile lor continuă. Eu am adus iarăși bonuri, sorei Liliana, dacă puteți să donați, să ajutați, au nevoie. Ei consumă, ei trăiesc în perioada asta, ei nu stau și se uită la știri. Și situația lor este grea. Și de aceea am vrut să vă spun treaba aceasta. Eu am adus din nou bonuri, sora Liliana o să îmi dea în schimbul bonurilor câți bani mai sunt strânși, dar cei care doresc să ajute, faceți-o, este nevoie. Ei sunt aici cu noi, se îmbolnăvesc, iau medicamente, consumă hrană la fel ca noi și de aceea noi îi sprijinim după cât oferiți dumneavoastră și din alte surse. Unde nu se poate, nu se poate. Aseară trebuia să ducă la aeroport pe cineva, nu aveau bani de taxi. Le-am dat noi bani și au mers și au luat și au făcut ce trebuia să facă, dar să știți că asta este. Încă e război, perioada asta continuă, se lungește, vom vedea ce va mai fi. Atât legat de refugiați. Domnul să vă binecuvinteze pe toți cei care ajutați. Fraților, textul nostru ne vorbește despre lucrarea pe care Domnul Iisus a venit să o facă pe pământ. Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Pierdut de unde? Pierdut în Israel, în primul rând, dintre copiii lui Israel. Oile pierdutele lui Israel a venit să le mântuiască. Păi nu toți au fost mântuiți, nu toți au crezut și acum la fel este. Și apoi Dumnezeu a deschis ușa neamurilor. Și tot ce e pierdut în lume, Domnul Iisus vine să mântuiască. Acum, fraților, de aceea Domnul Iisus a trebuit să moară la cruce. De curând a sărbătorit Paștele, evreiesc, Biserica Ortodoxă, acum îl sărbătoresc. Și Domnul Iisus a murit pentru ca să poată să mântuiască oamenii, sufletele. Domnul Iisus trebuia să plătească pentru vina lor, pentru păcatele lor. Oamenii au păcat. În Universul lui Dumnezeu nimic nu e la întâmplare. Fiecare păcat se plătește. Și plata păcatului este moartea. Frate, nu, păcatul nu trece așa cu iartă-mă, frate, scuză-mă, îmi pare rău. Nu e așa. Nu e deloc așa. Plata păcatului e moartea. Moartea. Cea mai gravă pedeapsă, cea mai mare consecință. Asta este plata fiecărui păcat. Și Iisus Hristos a venit să moară pentru păcatele noastre. Când ne uităm la cruce, la Domnul Iisus, vedem acolo dreptatea lui Dumnezeu. Cât e de serioasă, cât e de grav. Noi zicem, Doamne, de ce ai dat pe fiul tău să moară? Uite cum a murit pe nedrept. Duminică s-a dat filmul într-un sat, la copii, filmul Iisus. Filmul Iisus mereu se dă de Paște în România și în toată lumea. Și mi-am aminte când participam adesea la proiecția acestui film, copiii începeau să plângă. Bărbați și oameni mari am văzut început să plângă atunci când îl băteau pe Fiul lui Dumnezeu, atunci când îl răstigneau pe Fiul lui Dumnezeu. Ce nu înțelegeau oamenii ăștia care plâng e că din vina lor suferea el. Asta ei nu înțelegeau. Ei credeau că Iisus e pedepsit pe nedrept și vai ce răi sunt oamenii aia care pedepsesc pe el. Așa e, adevărat. Văd bine, judecă corect. Dar el
a acceptat să fie pedepsit datorită nouă, în locul nostru. Și acum, fraților, Iisus a trebuit să moară pe cruce pentru păcatele noastre. Lucrul acesta avea să fie plată de răscumpărare pentru toți cei ce cred, nu pentru toți oamenii. Planeta nu e mântuită automat, nici măcar în suflet. Și numai când un om crede și se pocăiește, atunci el este mântuit și jertfa lui Hristos este făcută activ în viața lui. În rest, celălalt nu-i mântuit. Uitați-vă pe cruce, erau doi tâlhari. Unul la dreapta, unul la stânga. Unul a crezut și Iisus i-a zis, azi vei fi cu mine în rai. Celălalt n-a crezut. S-a dus unde era loc. Unde? Iad. Fost decât două locuri. Ori rai, ori iad. Deci moartea lui Iisus nu mântuie pe toți din jurul lui, ci numai pe aia care cred. De aceea luați seama să fiți între aceia care credeți. Că a murit Iisus Hristos, astăzi toți oamenii zic, Hristos a înviat, adevărat a înviat, Iisus hai, dar nu pentru oricine a înviat. N-a înviat pentru oricine. Pentru mine a înviat cadou. Vezi să nu fie judecător pentru tine. Vezi să nu fie judecător pentru tine. Că El e judecător. El pe unul îi mântuiește și zice, vină-o binecuvântată, binecuvântatul meu, sau Dumnezeu zice, veniți binecuvântați Tatălui de moșteniți împărăția lui Dumnezeu. Iar altora zice, duceți-vă de la mine blestemaților. Cei mai mulți vor primi mesajul ăsta. Vă dați seama? Oamenii nu-și dă seama. Cei mai mulți vor primi mesajul ăsta de la Dumnezeu, cărora ei au sărbătorit nașterea Domnului după nașterea Domnului, Paște peste Paște, nașterea Domnului peste nașterea Domnului, Paște peste Paște, înviere peste înviere, au sărbătorit toți oamenii. Și dincolo o să le zică, duceți-vă de la mine peste mațurilor, că nu vă cunosc. Câtă înșelăciune, câtă dezamăgire, câtă teroare, câtă grozăvie o să fie pe sufletele acelea când o să experimenteze lucrul acesta. Iar noi ar trebui să spunem de pe acum, Paște nu e decât pentru cei ce au crezut și s-au pocăit. Ei sunt mântuiți. Ei sunt cei pentru care a murit Iisus. Și ei sunt copiii lui Dumnezeu. Ei sunt binecuvântați și au dreptul să se bucure și să aibă pace. Și realmente au pace. Au nașterea din nou, trăiesc în armonie cu Dumnezeu și cu semenii. Ceilalți se înșală. Ceilalți se înșală. Ei trăiesc în păcat, în pofte, în robie, în tot felul de lucruri rele. Și ei sunt și ei cu noi la mesele noastre de dragoste și nu-i dăm la o parte pentru că noi sperăm ca ei să se întoarcă la Domnul. Pentru că noi sperăm ca și ei să fie mântuiți. Credeți-mă, la Dumnezeu așa se face selecția. La noi mai completează câte cineva o cerere de transfer, nu nicio aluzie la mine, și e făcut membru. În adunare e ușor să fii membru. E ușor. Un botez îl faci. Nu contează dacă ești făcut în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Noi îl recunoaștem. Fraților, la Dumnezeu nu e așa. La Dumnezeu ori te-ai întors cu toată inima, ori nu te cunoaște. Tu poți să faci semne, minuni, poți să viața întreagă să mergi după El. Iisus zice, nu te cunosc. La Domnul Iisus există un discernământ perfect. Perfect. Aici de aia nici nu suntem chemați să judecăm, că noi nu avem discernământul Domnului. Noi aici facem erori din plin. De aceea, fraților, noi trebuie să știm, ca să poți să fii mântuit, trebuie să te întorci la Domnul. Domnul Iisus însă, a treia zi a înviat. A treia zi a înviat de morți. Acum, fraților, spunea cineva că Iisus n-a mers la cruce. El a mers spre înviere. El a trebuit să treacă pe la cruce pentru că trebuia să plătească pentru noi. A vrut să o facă. A vrut. N-a fost ușor, dar a vrut să plătească în locul nostru. Nu se putea, nu se putea. El n-a avut de ales. Adică pe noi nu mai puteam mântui dacă nu murea pentru noi. De aceea Iisus știa. Ei singuri n-au ce să fac. N-au ce să fac. Și dacă ar trăi încă 10.000 de ani în pământ. Planeta, conform Bibliei, undeva la 3.000 de ani. Dacă am trăit 100.000 de ani, milioane și milioane, cum zic darwiniștii, milioane și milioane, dacă ar trăi planeta, un singur suflet nu s-ar putea mântui. N-ar putea. Și Iisus a știut treaba asta și de aia a zis, ori mor eu pentru ei, ori unul nu intră în rai. Ori mor eu pentru ei, ori nimeni nu se salva. Și atunci a zis, îmi dau viața pentru ei, ca ei să poată să fie mântuiți, ca ei să poată să moștenească Părăția lui Dumnezeu. Acum, fraților, când El a înviat din morți, ceva s-a întâmplat extraordinar. Există o lege în fizică, se numește legea entropiei, dacă zic corect. Legea care explică faptul că totul se deteriorează, totul se strică, totul merge în jos, totul se dezintegrează. Și așa este și cu sufletul, și cu viața morală, și cu viața spirituală. Iisus, prin înviere, fraților, a schimbat legea entropiei. Din moarte, a venit la viață. A schimbat sensul de jos în sus.
Și fraților, spune Pavel un lucru extraordinar. Învierea aceasta n-a fost doar pentru Iisus, ci a fost pentru fiecare dintre noi. Nu doar că vom învia și noi când Iisus ne va chema și vom învia din morți toți, prima dată cei morți în Iisus, apoi noi cei vii care vom fi rămas, nu doar că vom experimenta ce a experimentat Iisus, dar Apostolul Pavel spune în Roman 6:4 că după cum Iisus a înviat din morți, tot la fel și noi să înviem la o viață nouă. Nașterea din nou. Asta, fraților, ce este? Asta este schimbarea legii entropiei. Omul devine din rău mai rău. Omul în viață se luptă cu patim și cade din ce în ce mai rău în ele. Eu am studiat fenomenul adicției. Cum devine un om dependent de orice? Alcool, pornografie, droguri, ce vezi dumneavoastră, orice, jocuri de noroc. Cum devine? Este un tipar pentru fiecare la fel, doar că diferă alcoolul de drog și de celelalte diferă. Cum se întâmplă adicția aceasta? Mergi în viață și odată aluneci. Băi, o ispită a venit în viața ta, asta e. Accidental sau programat, nu se știe. Când a venit ispita în viața ta, ai căzut. Vai, te panichezi. Ce am făcut? Am băut, m-am îmbătat. Vai de mine, uite, am făcut rușine la neam, la familie, nu știu ce. Te-ai îmbătat, ți-e rușine. Rabzi rușine o lună, două, că a aflat tot ce ai făcut tu, nu știu când. Și după aia te îndrepți, vai, ce prieteni am avut, m-a tras la alcool, măi, prietenilor, nu mai sunt prieteni cu voi, mă las de mă, nu știu ce. Un om firesc așa face. E, după ce trece 3, 4, 5 luni și lumea a uitat, zice, bă, da, a fost bine, mă, totuși, știi? A fost bine. Și sună pe prietenii aia, băi, mai trăi, măi, hai, mă, să mai facem una. Și a doua oră, știți cum cade? Mai jos. Prima dată cu 2 kg, a treia cu 5, a doua cu 5. După aia, uite, așa e patima. Și luați-o dumneavoastră cu ce vreți. Alcoolul este cea mai domestică în România și în lume. Dar așa e și cu curvia. Așa e și cu drogurile. Și așa este și cu ocultismul. Și cu ce vreți dumneavoastră? Cu banii de... cu jocurile de noroc. Da? Cu bani. Și patima aceasta, omul se luptă. El îi vede, omul, vai de mine ce am făcut. Mai jos te duce, domnul. Vai de mine ce am făcut și mai jos. Știi de ce? Că dacă te duci tot unde te-ai dus, nu mai simți plăcere. Trebuie să te adâncești un pic ca să mai simți puțină plăcere. Plăcerea pierde odată repetat același fenomen. Și tu trebuie să cazi mai jos ca să mai simți ceva plăcere. Știți? Asta, fraților, legea entropiei morale, dacă trebuie să-i zicem așa. Adică așa te descompui. E, cum este un om născut din nou? Învierea lui Hristos. Învierea lui Iisus începe să lucreze în el. Fraților, este exact sensul invers. Ajungi să fii sfânt, ajungi să faci un bine. Te botezi, e primul act, dacă ești credincios. E primul act. Mărturisești pe Domnul în apa botezului și zici, de acum Iisus este Domnul și Mântuitorul meu. A, ești gata, parte din familia lui Dumnezeu. Iei parte la cina Domnului și ești un copil al lui Dumnezeu. După aia vine prigoană. Băi, ce ai făcut? Te-ai lepădat de credință, prietenii tăi, te ocărăsc, te nu știu ce. Necaz, durere, băi, parcă nu mai te lauzi așa bine cu ce ai făcut tu pentru Domnul. Te lași un pic. Știi ce se întâmplă cu tine? Să ivești ocazia și zice, măi, hai că trebuie să... Dacă vrei să te implici în misiune, să mergi cu noi, hai cu noi în vizite, vrei să fii la închinare. După botez, faci un alt act spiritual deosebit. Intră în slujirea lui Dumnezeu. Și când ai intrat, iarăși ai urcat mai sus decât înainte. Și fraților, un om născut din nou așa se întâmplă. El va urca, va coborâ un pic datorită prigoanelor, încercărilor, după aia va urca mai sus. După aia iar încercăm prigoane, să lasă un pic mai jos, iar mai sus. Asta e legea lui Iisus. Ajungi să fii din ce în ce mai bun, din ce în ce mai aproape de El, din ce în ce mai mult ca El. Ai și tu ghețimanurile tale, în care zici, Doamne, depărtează-ne paharul acesta. Am intrat în lucrare, unde am intrat, Doamne, uite ce aici, a sărit Satana pe mine, nu știu ce. După aia te întărește Dumnezeu, că Dumnezeu refuză cererea ta. Și tu zici, ia, Doamne, paharul ăsta de la mine. Și Dumnezeu zice, nu vreau. Și tu suferi ce suferi și după aia te ridici ca Domnul Iisus. Cap și la tine câteva picături de sânge, sudoare de sânge, și după aia te ridici. Și mergi la cruce. Și mergi înainte. Și ei, fraților, când un om se naște din nou, el merge din putere, putere, cum zice Scriptura, da? Din ce în ce mai sus. Vine încercări, mai alunică, mai șchioapă-te, David, pe câte n-a trecut. Mereu se ridica mai sus. Și fraților, asta este ceea ce face Dumnezeu cu fiii săi. Cu cei din lume se întâmplă legea entropiei morale, de care am zis, dependența aceea de păcat. Te duci de jos, din mai lată, mai lată o fașă, mai coaptă, mai de ochiată. La Iisus e invers. Mai sus.
mai faci un lucru deosebit. Te bagi într-o lucrare, alții fac o conferință, alții pleacă într-un proiect misionar, alții mai plantează o biserică, alții, știu eu, scriu o carte. Frații Domnului, oamenii lui Iisus, merg din putere în putere. Și aceasta este, fraților, puterea învierii lui Iisus, care lucrează în cei răscumpărați. Va veni cel rău, va încerca să-i prigonească, să-i dea înapoi, ca pe Domnul Iisus. Citeam aseară, în timp ce Domnul Iisus a fost răstenit, s-au întâmplat niște lucruri extraordinare. Oamenii mai trec peste ele, nu se gândesc. S-a făcut întuneric, fraților. 3 ore s-a făcut întuneric peste toată țara Israel. Nu știu să explice ce s-a întâmplat. Unii zic, poate că a fost un semn de la Dumnezeu pentru ceea ce făceau oamenii, că nu era bine în momentul acela și era întuneric în toată țara. Alții zic, poate a fost o manifestare a întunericului pentru un fel de biruință asupra luminii, cum considera pentru un ceas. Dar nu știm, însă s-a întâmplat treaba asta. A fost cutremur puternic, au ieșit sfinții din morminte și au înviat. Și oamenii au văzut și ceva neobișnuit s-a întâmplat acolo. Și de asemenea s-a rupt perdeaua din temple. Da? Iisus în jos, ca semn al părtășii dintre oameni și Dumnezeu. Gata! Nu mai este despărțire între om și Dumnezeu. Prin Iisus s-a unit. Da? Prin Iisus s-a plătit prețul, jertfa de ispășire. Acum oamenii au trecere liberă la Tatăl prin jertfa Domnului Iisus pe cruce. Și fraților, toate lucrurile acestea au marcat momentul istoric când Domnul Iisus a obținut biruința pentru noi. Pentru suflet a obținut biruința. Iisus o avea. Iisus a fost biruitor și înainte și pe cruce și după. El n-a obținut acolo. El totdeauna a fost Dumnezeu. Totdeauna. El când zicea taci fără gură, să oprea furtuna. Când zicea, ieșiți afară, legiuni, ieșeau fără probleme. Iisus n-a vrut niciodată cu nimic. Niciodată. El de bună voia lui a acceptat să moară. Spunea cineva, Domnul spunea, putea să chem 12 legiuni de îngeri și m-ar fi izbăvit. Putea să facă Domnul orice. Cred că nici niciun înger, dacă nu venea Iisus, tot scapa. Nu avea nevoie de ajutor Iisus. Dumnezeu nu are nevoie de sprijin, să știți. El are buna plăcere de a fi împreună lucrător cu noi și cu îngerii și așa mai departe. Dar El este autosuficient în sine însuși. A venit însă să obțină o biruință pentru noi. Noi suntem beneficiarii biruinței lui Iisus. Și fraților, în cele din urmă, puterea învierii lucrează acum în fiii răscumpărării. Adică, noi acum ducem mai departe lucrarea. Iisus când s-a înălțat la cer a zis, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Dar, zice, rămâneți în cetate până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Ce am făcut eu acum, e clar, este statornicit. Că am înviat. Zice, Iisus a înviat pentru că am fost ocrotiți neprihăniți. Deci Tatăl a dat certificat. Dar trebuia să coboare Duhul. Trebuia să vină Duhul la 50-ime și abia atunci ei aveau plenar să experimenteze ceea ce Domnul a realizat pentru ei. Și de atunci, fraților, Duhul împuternicește pe fiecare suflet care este predat în mâna Domnului, care este născut din nou și oamenii aceștia duc mai departe lumina lui Iisus. Lucrarea lui Dumnezeu. Ceea ce a început Iisus, ucenicii continuă. Și lucrarea a ajuns până la marginea pământului. Va veni o vreme când El va reveni să-și ia pe-i săi în împărăția sa. Dar până atunci, fraților, noi să fim credincioși, loiali. Ni s-a dat putere, ni s-a dat Duhul Sfânt. Nu mai avem nicio scuză să nu facem voia Lui. Nu poți, dar când ai putut? Tu totdeauna poți prin Iisus. Poate ai crezut că poți tu, dar te-ai înșelat. Noi putem datorită lui Iisus. Pavel zice, am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care lucrează prin mine. Asta e legea cu fiecare dintre noi. Nu există. Ai lucrat mai mult decât toți? Nu tu. Nu tu. Ci Harul lui Dumnezeu care a găsit cu care să lucreze prin tine. Mulțumește lui Dumnezeu. Și toți cei care vin la Domnul Iisus pot să aibă parte de așa ceva. Haideți, fraților, cu gândul acesta să ne ridicăm, formăm grupuri mici și venim înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire și de asemenea cu rugăciune pentru nevoile noastre. Deci, să salvați automat.